Am revenit, suntem în direct, mai am Tulnicu. Băi, unde e Tulnicu? Să-mi aduceți Tulnicu din Țara Moților să fie aici prezent. Șova, marele, nu știu cum să-i spun, marele Șova, o întreba pe Ioana Lupea, ziarista Ioana Lupea, zice, haideți doamna Lupea, dar merge cineva să-și facă concediu la Roșia Montană? Bă, Șova. La Roșia Montană sunt sute de pensiuni și când am fost noi sâmbătă, să știi că erau pline de oameni care n-au venit la meeting. Erau pline, am fost în câteva pensiuni pline. Da? Oamenii, tu mergi la Monte Carlo, de-aia nu știi cum e la muntele Apuseni, la munți, în munții Apuseni. Deci băi Șova, să știi că merg zeci de mii de turiști în munții Apuseni, foarte mulți străini. Bă Șova! Tu știi că eu am văzut trei pârtii de schi în Apuseni, băi, Șova, amenajate? Știi că sunt investiții pentru încă două, băi, Șova? Deci, munții Apuseni sunt o bijuterie. Cum să-ți permiți tu să întrebi dacă merge cineva acolo? Merge în weekenduri, frate, din Cluj, din toate orașele de acolo, merg oamenii pentru weekend. Timișoara, Oradea, Cluj. Cum să pui întrebarea asta tembelă? Când trăiesc mii de români, au locuri de muncă în turism. Bă, Șova. Oameni, ăștia sunt rupți de realitate. Nu sunt rupți colegii, nu. Ei mint pur și simplu. Mint pur și simplu. O să aveți alte chestii spuse de Sebastian Ghiță, alt mare clasic și înțelept în viață. Dar vă spun la momentul respectiv, îi salutăm pe invitații noștri, Otilia Nuțu, expert în politici de energie și infrastructură de transport, companii publice, să rămână. Și domnul Răzvan Orășanu, analist economic. Bună seara! Bună seara, să știți că eu în continuare voi continua să vorbesc cu domnule ministru Șova și domnule Cutare, chiar dacă uneori acești oameni nu o merită, dar consider că asta trebuie să fie în continuare linia noastră de acțiuni și cu maxim calm, pentru că ei, deși uneori nu se comportă. Eu am fost foarte calm, domnul, eu pot să fiu foarte nervos. Domnule ministru sau domnule director, poate că aveți dreptate, dar nu în cazul ăsta. Ăștia sunt și trebuie să ne asumăm într-o oarecare măsură, pentru că ei au fost validați de o bună parte din concetățenii noștri. Și chiar dacă nu ne convine... E o fraudă, nu, atenție. E o fraudă. Deci... ei au fost mințiți. Dacă oamenii ăștia veneau și spuneau ce vor să facă după ce pun mâna pe guvernare, nu că nu-i votau nici mamele lor. Dar cred că luau minus, aveau minus voturi. Cred că nu e o surpriză că politicienii mint înainte de alegeri. Cred că nu e o surpriză pentru nimeni, domnul Moara. Să iei puterea cu moțiune, să dai jos guvernul cu moțiune anti-Chevron și îl dai jos pe Mihai Răzvan Ungureanu și după aia te duci la Chevron și le promiți și le dai și le promiți că nu o să le dea nimic. Chiar vă rog, uite, citiți, am un editorial pe care l-am scris pe site și o să înțelegeți tot. Ce Guevara, ce Gargara, ce Vron. Da? Deci asta a fost parcursul lui Victor Ponta până la drumul la Casa Albă și să știți că am toate informațiile la Casa Albă, a fost o păruială pe cinste, pentru că și Joe Biden și companiile americane care și-au trimis vice-prezidenți, nu șefii cei mari, l-au luat la întrebări pe Ponta cu toate minciunile pe care le-a turnat înainte să ajungă pentru a doua oară prim-ministru. Bun. Cum vi se pare ziua de astăzi? Aflăm că CFR, GFR și-a înapoi 30 de milioane de euro și practic n-a pățit nimic nimeni, doar că s-a ratat o privatizare. Și doi, ce ne spune Victor Ponta? Că astea sunt, până la urmă, informațiile zilei. Victor Ponta, direct din America. Bun. Haideți să o luăm pe rând. Cu CFR Marfa este un dezastru, o privatizare eșuată, nu mai insist. Eu vreau să văd cum va ieși această companie din această privatizare. Deci nu cumva a fost căpușată suplimentar în această perioadă? Nu cumva în ultimele luni s-a mai redus substanța? Asta e vestea proastă a zilei. Avem și o veste bună, pentru că eu nu vreau să dau numai vești proaste și recunosc că guvernul face lucruri bune. De fapt, e o jumătate de lucru bun, că doamna Nuțu îmi spune că nu e chiar așa cum am crezut noi, dar cert este că avem o știre, se întâmplă ceva în România, există un manager privat la Tarom care a pus ordine în căpușală. A venit
a redus contractele cu 10% ca și costuri, a crescut cu 25 de milioane numai intrând pe ușă și dând afară niște căpuși, cu 25 de milioane de euro veniturile companiei Tarom. Rezultatul a fost că în ultimele 6 luni compania era fie pe profit în unele luni, fie extrem de aproape de profit. De unde în trecut pagubele erau de ordinul a zecilor de milioane de euro. Ce a pățit managerul respectiv? Păi erau să-l dea afară. Fenechiu, Gașca a zis, domne, ăsta nu e bun, trebuie afară, pentru că noi vrem să cumpărăm avioane suplimentare, ne trebuie să ne îmbunătățim flota. Și omul a zis, domne, păi aveți grad de încărcare la avioane 60%, de ce vă trebuie să vă măriți flota? Da? Și a zis, nu e bun ăsta, zice, îl dăm afară. Și se pregăteau băieții să-l dea afară. Și eu mă așteptam, urmăram subiectul ăsta, ziceam, domne, ăsta o să-l dea păscări. Și se trezesc băieții în ultimul moment și zic, nu, ăștia care au vrut să-l dea afară pe ăsta din Consiliul Administrației, pe ei zburăm. Și am trăit cu convingerea asta, era o știre media, fac, domne, zboară Consiliul de Administrație care vrea să-l facă pe acest Heinzmann ketchup. Da? Uh-huh. Că îl cheamă Heinzmann și am zis, domne, ăștia îl vor face ketchup pe acest Heinzmann. Bun. Acum, când intru în emisiune, ce spune doamna Anuțu? Zice, domne, nu, e o știre pe Hot News care contrazice știrea de pe Mediafax și spune că Consiliul de Administrație, unde trebuia să dea afară pe ea care nu-l vreau pe belgean și vreau să ia gâtul, de fapt se amână, adică rămân tot băieții acolo. Bun, într-un final, sper că totuși vom avea această minimă... Atunci vă contrazic, nu avem nicio veste bună. Bun, e o veste bună. Nu, dacă rămâne acest Heinzmann la conducerea companiei Tarom... Nu rămâne. Uite, eu zic da. Că există șanse. Dacă rămâne asta, asta ar fi într-adevăr o veste bună. Otilia, scuze. Vă rog. Da. Otilia Nuțu, să vedem, mergem mai bine la veștile bune date de Victor Ponta. Că am înțeles că numai vești bune, chiar o veste proastă. N-a dat nicio veste proastă și nici n-a spus românilor cum a fost chelfănit acolo pentru minciunile pe care le-a spus în precedenta vizită. Revenind un pic la CFR Marfă și legând-o de vizita domnului Ponta în Statele Unite, stau și mă întreb dacă nu cumva a fost întrebat totuși de ce s-a întâmplat cu scandalul cu Omnitrax. Pentru că dacă ne aducem aminte, în momentul în care s-a făcut o licitație pentru privatizarea CFR Marfă, au fost 3 firme care au participat și ceilalți 2, în afară de firma domnului Gruia Stoica, s-au retras acuzând nereguli grave pe parcursul licitației. Una fiind Omnitrax, cea mai mare firmă de transport feroviar de marfă din Statele Unite. Și au acuzat niște lucruri foarte grave, și anume faptul că nu au avut acces la date, lucru pe care domnul Gruia Stoica l-a combătut într-o emisiune televizată, argumentând că el a avut acces la aceste date. Fapt care este însă oarecum comic, având în vedere că totuși domnul Gruia Stoica a angajat de-a lungul timpului la GFR toți foștii directori de la CFR Marfă, deci avea cumva acces privilegiat la aceste informații. Revenind la problema legată de Chevron. Acum, sigur că ceea ce cred eu că ar trebui să ne liniștească în general companiile străine este această impredictibilitate a policy-ului în România. Este inadmisibil ca un guvern să ajungă la guvernare printr-o moțiune de cenzură în care se declară contra gazelor de șist. Apoi mint timp de jumătate de an că au introdus un moratoriu asupra exploatării gazelor de șist, care moratoriu de fapt fusese invalidat în Parlament chiar de parlamentarii care fuseseră parte din majoritatea care preluase guvernul. Apoi, în decembrie 2012, observăm o întoarcere la 180 de grade, fără nicio explicație, nicio informație nouă, niciun studiu de detaliu sau de altă natură care să justifice o schimbare. Iar acum vedem, de sus până jos, de la guvernul central și până la autoritățile locale, o poziție contrar opusă, adică dacă anul trecut discutam despre referendumuri locale contra gazelor de șist, despre avize negative, vedem acum în exact același comunități locale, dimpotrivă, o aprobare pe bandă rulantă a avizelor care erau necesare, o întoarcere din drum a referendumurilor care se validaseră cu un anumit rezultat.
Or, asta este o chestiune care... Colegii, dați scrollul ăla cu corporația face legislația, să lucrează de românii, că nu o să dăm... Da, asta este o problemă care, în mod legitim, îngrijorează pe oricine. Eu, în general, sunt pro-gaze de șist, pentru că, într-adevăr, cred că sunt o oportunitate pentru România. Însă, totuși, gazele de șist au niște riscuri pe care toată lumea le recunoaște și necesită niște reglementări foarte bune și niște reglementatori foarte puternici. Noi chiar am scris, am scos astăzi un policy brief. Popor informat. Adică... Exact. Și asta este marea problemă pe care o avem acum. Avem o opoziție foarte puternică și locală și la București de oameni care sunt relativ informați, însă totuși informația la care a ajuns la acești oameni este exclusiv cea contra. Nu avem de partea cealaltă niciun răspuns din partea Chevron și nici o poziție oficială documentată a autorităților publice de ce sunt astăzi pro și de ce au fost înainte contra. Atenție, a spus și de Chevron. Chevronul a început prost treaba pentru că ei n-au dus nicio campanie de informare. Au dus, vă spun eu că au dus. Unde au dus? Deci Chevron. Dar nu mie, Dumnezeu, trebuie să vorbești cu loc. Stai, și-au vorbit. Și vă spun cu ce a ieșit. Deci, am aflat că s-au dus niște băieți așa spilcuiți cu costume la Pungești, cu laptopuri și cu PowerPoint-uri, să vorbească cu primarul. Deci, dom'le, când te duci la Pungești cu iPhone și cu laptop și cu PowerPoint, să-l convingi pe primar, înseamnă că... Asta e campanie de informare? Da, exact. Asta au făcut. Campanie de informare cu primarul și cu doi... ajutori de pe acolo, deci cu doi acoliți. Și au plimbat pe câțiva oficiali de-ai locului prin Polonia, deci, da? Probabil că lor fi decontat după aia și ar fi spus policy analysis, așa, cu în Pungești. Da, știți ce mai lipsește? Da? Scuze că vă întreb. Mai lipsește ceva fundamental. Statele Unite acolo și uite, sunt 18 state americane care au interzis gazele de șist, forajul. Însă lumea nu spune și de ce au interzis acei americani. Pentru că în zonele respective se află alte resurse vitale care nu trebuie să se amestece cu gazele și cu riscurile existente. În România, statul român face cea mai mare dezinformare și nu vine să spună românilor că avem două resurse vitale. În toată România, uitați, harta asta arată toată România cu toate concesiunile și toate... Da, toată România e plină de gaze de șist. Apropo, căuta domnul de ce nu mai găsește Amoco. Să știți că Amoco a fuzionat cu British Petroleum. Deci să nu mai caute Amoco. Bun, că să nu caute, nu găsește. Că a fuzionat. Bun. Da. Deci, asta e de la ANRM. Nu, harta oficială a ANRM-ului. Da? Nu e marfa adusă. E marfa oficială a statului român. Doar că mai există o hartă și vă voi prezenta zilele următoare o hartă care arată toate apele subterane importante de calitate, deja testate, le știu toți producătorii mondiali de apă și care spun, bă, sunteți nebuni, pentru că aveți resursa viitorului, gaze de șist, petrol, se mai găsește și în Irak. În Irak nu fac față americanii, nu se găsesc suficiente sonde, dar încă nu se fabrică suficiente sonde de câte sunt necesare pentru a scoate petrolul din Irak. Și atunci poporul român ar trebui întrebat, bă, băieți, ce credeți că va fi important peste 20 de ani? Bem un pahar de gaz sau bem un pahar de apă? Estimările fiind uriașe cât va costa litru de apă. Deci eu cred că cu asta trebuie să începem. Toate hărțile astea, de exemplu de apă, le veți găsi doar la Foradex, o companie care este privată astăzi. Care a fost privatizată, și cu toată arhiva necesară. Institutele de geologie... Institutele care se uitau la fiecare resursă în parte n-au mai făcut explorări în ultima vreme, nu au mai făcut cercetări specifice fiecare pe domeniul lui. Ca atare, de foarte multe ori ne lovim de problema că străinii știu mai bine ce resurse avem noi decât noi. Deci asta este problema principală. Deci ce ar trebui făcut? Probabil este o strategie națională sau un plan de lucru în care toate aceste resurse să fie cartografiate, inventariate și după aceea să se facă un referendum în care să se întrebe oamenii ce vor. Adică, dar... corect, tot eu aș vrea să spun că totuși o companie privată
va exploata acele resurse pe care este economic să le exploateze. Deci dacă într-adevăr prețul apei va fi foarte mare comparativ cu prețul gazului, atunci va fi chiar în interesul comercial al acestor firme să exploateze gazul. Deci nu asta ar fi problema care mă interesează. Dar noi trebuie să hotărâm ce vrem să riscăm. Vrem să riscăm să înghețăm puțin sau să, că ni se spune așa, zice, nu vom mai importa gaz. Păi, fraților, dar vom cumpăra gazul la prețul pieței pe care ne-l va oferi toate aceste companii. Da, aici avem companii rusești. Nu, dar este o diferență. Este o diferență dacă ai un singur monopol. De fapt, asta este miza. Vom avea în peste 10 ani fie un monopol, fie două companii, fie un număr foarte mare de companii care vor concura pe piața românească, pentru că piața românească va fi foarte bine interconectată și se vor exploata și resursele din Marea Neagră și gazele de șist. Așa ne-au spus, deci, la curent electric. De-aia trebuie să privatizăm, că o să fie curent electric mai ieftin. Cu cât este mai mare concurența, cu atâta prețul este mai mic. Evident că dacă se va descoperi că gazul de șist este la adâncimi foarte mari și este foarte puțin și este neeconomic să fie exploatat, atunci prețul de piață nu va justifica acele exploatări. Problema este în felul următor. Noi acum, în primul și în primul rând, trebuie să vedem ce resurse avem, pentru că asta nu știm. Nu există această informație în acest moment. Ceea ce se discută acum, inclusiv la Pungești, este explorare după gazele de șist. Șansele să se găsească acolo vreo urmă de gaz sunt între 1 la 8 și 1 la 5. Deci cam aici. Nu sunt peste 50% în niciun caz. Mai mult decât atât, din câte înțeleg, și asta e o informație pe care... Dar nu există prospecțiune sa? Păi prospecțiunea sa este firma care va face aceste... Nu, o secundă. Explore. Atenție. Aici este marea păcăleală. Prospecțiunea sa lucrează de câțiva ani de zile în căutare de gaze de șist. Domnul Tender, al cărui avocat a fost Victor Ponta atunci când domnul Tender era la pușcărie, domnul Tender, cu prospecțiune sa, de ani de zile, caută gaze de șist. Dar stați puțin, hai să nu le încurcăm. Da. Deci cu Tender, când a fost avocat Victor Ponta, se refera la ceea ce a făcut legătura... legat de dosarul RAF. Nu, domnule, dar hai să nu le legăm. Deci, alea este strict legat de dosarul RAFO și aștept într-o zi, poate că o să facem și o emisiune și să dezgropăm tot ce înseamnă dosarul RAFO. Dar la subiect separat. Nu, nu e separat. Prospecțiunea sa e deținută de omul de afaceri Tender, dar ceea ce fac, ei fac utilaj de forare. Deci, oricine forează are nevoie inclusiv de prospecțiune sa ca să... Bun, dar ei în principal fac utilaj. Și fac și prospecțiuni, dar... Nu fac utilaj. Nu, vă spun că știu, în momentul în care am un prieten care m-a contactat la un dat, România putea să aibă un contract uriaș, dacă aveam cu ce, să trimitem, pentru că în Irak nu se făceau, nu erau suficienți ăștia care să prospecteze și apoi să vină să... Și atunci am propus României să meargă prin prospecțiune sa, să meargă, și atunci m-am documentat, să meargă chiar în Irak să facă prospecțiune. Dar revenind o secundă la informația pe care o avem despre ce gaz există. Până, deci sigur că poți să faci anumite explorări de la suprafață, cu, mă rog, sunt tehnologii... Nu, astea sunt de sub... Ca să spunem așa, prospecțiunea sa forează, face toate... Da, căutați că nu sunt numai în România, ei fac în foarte multe țări, au apărut și în Ziarul Financiar, o bună parte din ceea ce fac, nu, sunt buni, sunt chiar buni. În afara României. Deocamdată, la Pungești, nu au făcut aceste forări și asta este exact subiectul scandalului, faptul că se pune problema să se facă un puț de forare. Din câte înțeleg, acest puț de forare pe care urmează să-l facă firma Chevron acolo, este cel pe care a obținut toate avizele. Până în acest moment este exclusiv pe tehnologie convențională. Urmează ca dacă găsesc ceva, abia atunci să-și pună problema de fracturare hidraulică și așa mai departe. Deci, deocamdată, noi avem un scandal care este cauzat parțial de lipsa de informare și care, de fapt, privește o explorare cu tehnologie convențională. Răstimp în care, ceea ce nu înțelege publicul este faptul că în România acordurile petroliere sunt pe un perimetru și că orice firmă care deține acordul petrolier pe perimetrul respectiv are dreptul să exploreze după orice resursă pe care o găsește la orice adâncime, atâta vreme cât obține celelalte avize. Deci nu există nici reglementări speciale pentru gazul de șist. Asta va fi o mare... Da, terenul trebuie să fie în regulă. La Pungești ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că primarul a făcut el o inginerie
cadastrală, sau cum se-i spune, și-a însușit terenul. Da, care... asta este o problemă pe lângă. Chevron are o un departament, Chevron, ca orice companie mare, are un departament de, ce să zic, de, care se ocupă, de due diligence, nu știu cum se zic, care se ocupă ca toate terenurile pe care vor să-și monteze instalațiile să fie în regulă, da? Să nu aibă probleme juridice, da. Pentru că nu-ți convine după ce ai cheltuit milioane de dolari să bagi sonda, să forești și când să te apuci să vină vreun băiat deștept, da? Care să spună, hai, marci de aici, că terenul ăsta nu e al tău. N-ai voie să faci pentru că, uite, e obținut dobândit ilegal. Deci aici Chevron a fost atrasă multe capcane. De ce? Ca în mentalul colectiv, da? Și repet, eu nu țin cu Chevron acum, dar trebuie să explicăm acest lucru. Ca în mentalul colectiv, orice nenorocire o vor produce toate celelalte 25 de companii, românul să zică, bă, Chevronul ăștia ce ticăloși sunt. Deci acum Chevronul este țapul ispășitor pentru toate belelele care vor fi făcute de niște companii care sunt offshore-uri cu tipoștale, au unii, sunt unii pe nu știu ce țară exotică de asta unde nici justiție nu există. E o țară unde nu există justiție și acolo este firma și are sediu. Deci toate acestea vor produce toate dezastrele respective. Atenție, prospecțiune s-a n-a făcut față la cât a avut de explorat. Și în general, unde prospecțiune s-a spune că da, aici e ceva, sunt renumiți în lume pentru asta. Deci băieții au știut exact unde să-și pună sau unde să-și pună sonda. Explorarea va fi urmată în 80% din cazuri de exploatare. Pentru că România, de pe vremea Ceaușescu, se știa că are gaze de șist peste tot. Peste tot. Da? Atunci Ceaușescu... Că tehnologia nu exista pe vremea Ceaușescu. Ba da, tehnologia 3D pe care după aia... Poate exista maparea, adică cartografierea subsolului. Da, dar tehnologia exact în sine cheamă, de fracturare este mai nouă, anii 90. Nu, dar americanii cel puțin comercial... E mai veche, nu, e mai veche. Dar comercial, în Statele Unite se exploatează lucrurile astea din anii 90, nu mai devreme. Nu. Deci nu e de pe vremea lui Ceaușescu. N-avem cum să spunem că pe vremea lui Ceaușescu exista vreo extracție undeva în lume de gaze de șist? Nu, se studia. De fapt, marea problemă mulți ani a fost forajul la mare adâncime. Ceaușescu terminase în... Nu găsiseră o tehnologie cu care să facă lucrul ăsta. Ceaușescu terminase F-900, era terminat în 89, care în faze experimentale, această sondă reușise, recordul în România a fost de peste 7.003 metri, ceva de genul ăsta, se forase în 89, la 7.003 metri, iar cea mai mare adâncime, unde a zis colegii, unde spune, în Germania, la 10.000, ăsta e recordul de foraj. Pentru că asta a fost marea problemă. Și bun, tot felul de problema pe care au depășit-o, au forat și la și mai mare adâncime în Marea Nordului, după aceea au găsit tot felul de tehnologii, merg din ce în ce mai jos, motiv pentru care unele rezerve care nu era economic să fie folosite acum sunt folosite, motiv pentru exact. Care frica din anii 70 că o să rămânem fără petrol în circa anul 2000, acum pare o predicție din asta ușor naivă, nu? Depășită de mult. Dar ceea ce înseamnă tehnologia de astăzi este această companie Chevron care a venit cu o nouă tehnologie. Dom'le, fracturăm hidraulic, ce înseamnă? Bă, injectează cu o putere enormă în, 1000 de atmosferă. În pământ niște lichide speciale, unele toxice plus o apă iarăși specială și forțează în felul ăsta, într-un fel, gazele să iasă pe forajul respectiv. Nu e încă terminată vreo astfel de exploatare în Nu, cam în, 4 ani am înțeles că durează 4 dura ani până să pornească. Chevronul, spre deosebire de alți țepari care au venit prin România și și-au luat concesiuni de la NRM, sunt o companie e foarte mare. E plin aici de țepari. Păi bun. Pe, asta zic, pe Chevron știi că măcar președinții Statelor Unite fac lobby pentru ei și poți să cer garanții. Dar eu vă întreb încă ceva. Nu vi se pare anormal că niciunul dintre noi, și suntem vreo 20 de milioane, sigur câți putem vota, 18 milioane, n-a fost întrebat. Bă, români, suntem într-un moment greu. N-avem, bă, cu ce să ne încălzim. Uite, în 10 ani se termină gazul. Ce facem? Pentru că nu mai avem bani. Trebuie să facem rost de bani. Dar să știți că riscăm ca în urma unor accidente să se producă o infestare a resursei numită apa. Pentru că noi aici creăm o idee că România este un Eldorado și că se prăvălesc peste noi banii și că nu mai știu americanii și cu țeparii se îmbrâncesc pe ușă umăr la umăr ca să se năpustească asupra României, care mai de care să foreze să nu știu. Nu, situația e pe dos.
Avem în momentul de față mult mai multe resurse decât există bani și oameni dispuși să le folosească și să le exploreze. Ca atare, ar fi fost de bun simț pentru un guvern să spună, bă, băieți, dar de ce avem... credeți treaba asta? Știți de spun ce? De ce? Haideți să-mi dăm o frază până la capăt. Explorările. Nu, nu. Ar fi fost bine să pună harta asta, să o dea publică, să spună, bă, băieți, avem potențial resurse în 40 de locuri. Și hai să întrebăm 40 de comunități, care dintre ele, astea 40, sunt dispuse să... uite care sunt riscurile, uite care sunt beneficiile. Correct. Și hai să întrebăm pe oameni care sunt dispuși să accepte astfel de investiții în zona lor. Unii ar fi zis da, cum au zis și în Statele Unite, alții ar fi zis ba. Dar de ce doar comunitățile? Dumneavoastră, dacă v-ar întreba cineva de Bihor, cum ați vota? Păi, repet, n-am eu treabă cu Bihor, eu locuiesc la București. Deci cel mai bine... Dar cum ați votat la un referendum? Păi, atenție, eu nu pot să mă întrebe pe mine, din care locuiesc în București, sunt timișorean de origine. Ce să se întâmple în Bihor, dacă să se foreze, să se foreze sau nu. Cum ați votat dacă ați fi locuitor al Bihorului? Eu m-aș informa. Momentan constat că informația, așa cum spunea și foarte bine Otilia Nuțu, este superbă, sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Deci, mergeți și întrebați oameni simpli. Doamne, ce se întâmplă? De exemplu, a apărut o chestie. Zice, doamne, ăștia otrăvesc apele. Deci asta e una dintre primele lucruri care s-au spus. Domnul, dacă o trăvesc apele, înseamnă că forează prost. Din ce înțeleg eu despre tehnologie, asta este la 1000 de metri plus în jos, ori pânza freatică este undeva la 100-200 de metri. Da? Deci dacă într-adevăr înțeapă pânza, asta când înțeapă cu fracturarea hidraulică, este ermetizată stânga-dreapta și forajul merge în jos, încercând să capteze ce se găsește la 1000 de metri și mai încolo de 1000 de metri. Deci dacă înțeapă pânza freatică, înseamnă că nu fac ceea ce trebuie. Sau nu. Această tehnologie nu e folosită cum a fost gândită. Nu e, nu e, da? Deci, de exemplu, asta practic, a fost țeava, țeava, deci ca să înțeleagă tot drumul, asta e o țeavă. Exact. Și ermetizată țevile... și se duce în jos. Și apoi merge pe orizontală. Da. La un moment dat, dacă se întâmplă vreun accident, se crapă țeava, vine un cutremur. S-a întâmplat în România asemenea accidentele în urma unor mișcări ale pământului, pentru că oricât de ermetizată e acea țeavă... Bun, deci nu se faci... astfel de sondări nu, într-un teren instabil. Păi, nu, deci n-ai nu. Ce să faci. Și pe cum vremea lui Ceaușescu s-au făcut în zone unde nu se știa că apar mișcări de teren sau alunecări de teren și au fost o alunecare de teren, a rupt o asemenea conductă. Deci, și se întâmplă, asta se întâmplă peste tot, indiferent cât de sigure. În momentul în care se rupe acea conductă, evident că pe acolo vaporii de gaz se duc până pe unde... Se duc și ajung în apa în pânza freatică. Bun, dar lucrul ăsta se întâmplă și cu un foraj de gaz clasic, pe care nimeni n-a văzut să-l conteste. Lucrul ăsta se întâmplă și cu un foraj de petrol clasic, da, pe care nimeni n-a văzut să-l conteste. Da? Lucrul ăsta se întâmplă și cu orice alt tip de foraj. De este... nu discutăm noi, că nu suntem specialiști. Am zis doar să menționăm mici chestii. Ideea e că de-aia am chemat geologi, am chemat... De-aia Academia Română are un punct de vedere clar exprimat și cu toate argumentele și acolo sunt chemați specialiști, nu noi. Eu doar am vrut să spun așa mici povești. Aș vrea să completez niște lucruri. Orice exploatare industrială de orice fel și mai ales în minerit, dar orice activitate industrială are riscuri și beneficii. Nu poți să renunți la orice activitate industrială pe principiul că există niște riscuri. Trebuie să le gestionezi. Toate riscurile de care discutăm noi, și anume poluarea pânzei freatice, faptul că lichidul acela de fracturare, o parte din el se întoarce la suprafață și trebuie să te asiguri că firma nu-l va deversa în râuri, că acel lichid nu va mai veni și cu alte substanțe care vin din subsol, și anume există spaima că poate să vină cu substanțe radioactive, că fracturile acelea care se produc nu vor ajunge câteva mii de metri în sus să polueze apa freatică. Toate lucrurile astea sunt chestiuni care trebuie discutate și trebuie să analizăm. Asta, în asta ar trebui să conste o dezbatere publică. Să aduci niște geologi, niște specialiști care să explice publicului cât de reale sunt aceste riscuri și să analizăm după aceea, inclusiv cu politicieni, în ce măsură riscurile acelea care din discuțiile cu specialiștii sunt de 1% sau de 1 la 1 miliard, dacă riscurile acelea sunt justificate de beneficiile pe care le vor aduce gazele de șist. A doua chestiune care ar trebui discutată este faptul că
Exploatarea gazului de șist afectează o comunitate locală, în timp ce beneficiul este pentru o piață mai largă, pentru piața națională de gaz. Mai mult decât atât, de cele mai multe ori, comunitățile locale nu beneficiază nici măcar de acel beneficiu de care beneficiază toată societatea, pentru simplu fapt că nu sunt conectate la rețelele de gaz. Da? Adică în România, singurii consumatori de gaz sunt consumatorii urbani. Deci atunci noi ar trebui să discutăm câteva chestiuni foarte importante și nici aici nu trebuie să inovăm pentru că s-au discutat deja în Polonia. Dar cum explicați șevronul? N-a discutat aceste lucruri, ca să dau un exemplu. Asta, mă, normal, ar trebui și intră să fie... așa ca cu capul în perete. Asta ar trebui să fie rolul statului. Problema este că în România noi nu avem încredere în autoritățile publice, ele nu-și fac treaba și acum ar fi trebuit într-adevăr ca Chevron să compenseze această lipsă de informare pe care o face statul. Răspunzând unor acuzații care i s-au adus punctual. Într-adevăr, Chevron, ce să spun, cred că a fost complet nepregătiți la o situație cum este cea din România, în care nu există good governance, nu există bună guvernare. Deci, situația din România este complet diferită față de o țară în care există această bună guvernare și în care există dezbateri publice, transparență guvernamentală și așa mai departe. Și nici situația din țările cu regimuri autoritare, în care, indiferent ce crede poporul, cum se decide de la centru, acest lucru acela se întâmplă fără niciun protest local. Dar spus de activitate industrială. Vă dau o activitate industrială care nu are niciun risc. Dar aș vrea să revin o secundă. Apa. Vreau să-mi termin ideea. Sunt câteva chestiuni care ar trebui să fie discutate public. Pe de o parte, care sunt riscurile de mediu și cum reglementezi acele riscuri de mediu și în ce măsură reglementatorii pe care avem noi în România, așa corupți cum sunt ei, cu oameni numiți politic și așa mai departe, sunt capabili ca, dacă avem o reglementare bună, să o și pună în aplicare. Deci asta este o îngrijorare legitimă a multor oameni din această țară. În al doilea rând, având în vedere că beneficiile sunt naționale în timp ce deranjul este local, trebuie să spui problema, chiar dacă localnicii nu sunt proprietari asupra resurselor care sunt sub terenurile lor, având în vedere că ei se pot opune la exploatarea sau explorarea gazelor de șist, în ce măsură poți să le obții bunăvoința negociind cu ei o despăgubire pentru deranjul pe care îl suferă? Și asta este o discuție care este foarte actuală acum în Marea Britanie, spre exemplu. În ce măsură, care ar fi suma prin care ar trebui să fie despăgubiți membrii comunităților locale pentru deranjul vizual și pentru deranjul de trafic pe care îl cauzează exploatarea gazelor de șist? Și nu în ultimul rând, trebuie să discutăm și modul în care să vedem ce resurse ar trebui să fie colectate de stat prin redevențe, prin impozite speciale pe hidrocarburi din exploatarea gazelor de șist și măsura în care aceste resurse pe care le colectează statul trebuie să rămână ori la bugetul de stat, ori să fie împărțite cu comunitatea locală pentru proiecte publice în comunitatea locală. Astea sunt niște chestiuni care au fost discutate timp de 2 ani de zile când s-a făcut legea poloneză. Nu sunt soluții simple. O astfel de lege ca să poată să fie acceptată de toată lumea și să nu apară proteste sociale de amploare, da, trebuie să fie foarte transparentă. Lumea trebuie să aibă senzația reală că ei sunt consultați. Și asta este o chestiune care lipsește la noi și e o sursă principală de frustrare pentru public. Tocmai de aceea eu cred că ar trebui ca americanii să înțeleagă că nu e un protest împotriva americanilor, cum spun niște imbecili în politică, că ar fi nu știu ce ruși în spate, vezi, doamne, și premierul și președintele au aruncat-o pe asta direct. Vă dați seama cât de prost ne-am poziționat față de Rusia? Dom'le, Gazpromul, ăștia au interes, noi scoatem pe ăștia, ăștia îi plătesc pe fraierii din stradă. Dar eu vă spun ceva, trebuie mulți ani până să schimbăm clasa politică, să avem o clasă politică, să nu fie hoți, mincinoși, corupți. Deci start câțiva ani de zile. Nu putem să începem nimic pentru că nu cred în șpăgile lor ca să dea avize de mediu. Voi fi îngrijorat tot timpul că vor păcăli pe toți, inclusiv pe aia de la Pungești, inclusiv pe noi popor, și își vor fura și mai mulți bani și beneficiul va ajunge în buzunarele lor, inclusiv redevența. Deci, mulți ani de zile e clar că nu putem să dăm drumul la o chestiune foarte delicată și periculoasă. Ceea ce iarăși trebuie discutat este că, dumne, extracția de apă, încă o dată spun, Israelul. La nivelul statului Israel există un studiu clar că pe ei nu-i mai interesează decât apa în viitorul mare și lung de acum încolo. Deci pentru ei apa
există înainte de toate. Bună, noi avem apa. Motiv pentru da, care exact. La deșert. Bineînțeles. Sunt condiții diferite, și... da. Bineînțeles. Bun. Noi dar, dacă, dacă ei știu că, atenție, Israelul are bani, ar putea să fie liniștiți că ei cu bani vor putea cumpăra apă de oriunde. Nu. Apa e o rezervă strategică. Sunt înconjurați de niște arabi care s-ar putea să nu dorească să le vândă apă. Germania are același studiu. Că pentru Germania, pentru populația aia multă, una din prioritățile viitoare este să se înconjoare, să găsească soluții pentru apă. Noi avem apa sub fund și riscăm sub politicienii ăștia corupți să o facem varză în loc să spunem, băi, hai să stăm 10 ani și după aia hotărâm. Avem clasă politică responsabilă, dăm drumul la gaze de șist. Nu avem nici atunci, măcar apa știm că nu omoară pe nimeni. N-am auzit ca o exploatare industrială de apă, poate a necat câțiva oameni. Stați puțin. Da. Deci, exploatările de apă din România sunt în continuare gestionate, o bună parte dintre ele, de Societatea Națională a Apelor Minerale. Sunt gestionate de ANRM și există mulți investitori care au dezvoltat acest sector. Sectorul apei, de pildă, și sectorul berii sunt două sectoare industriale care sunt cele mai apropiate ca piață, ca volum și ca complexitate, dacă vreți, și ca concurență de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Deci noi, într-adevăr, avem niște resurse importante. Dacă dăm praful puțin de pe hărțile alea de la Foradex, o să putem și să le găsim pe toate, pentru că unele nu mai știm unde sunt sau au fost cartografiate în anii 70 și nu mai știm informații despre ele. Dar să transform toată România doar într-o exploatare de apă, lucrul ăsta nu e posibil. Dar să transform toată România într-o exploatare de gaze... Nici asta nu e posibil. Nici asta nu e posibil. Deci, tocmai asta înseamnă că va trebui să găsești... Nu, asta deja se pune în practică. Ne-au sunat oameni și ne-au scris mail-uri din toate regiunile țării. Din Bihor, Argeș, Dobrogea, Vaslui, Marghita... Deci, și atunci revin... Șantierul a început, dragi români, șantierul a început. Da? Și atunci revin și spun... Ce trebuie făcut? Cred că primul pas ar trebui ca toate licențele astea de care vorbiți dumneavoastră, plus toate perimetrele care urmează să fie licitate, să fie făcute publice cu toate contractele aferente de către ANRM. Asta ar fi primul pas minimal în informare. Și cu scuze că 22 de ani l-au ținut sub lacăt. Da? Obligatoriu. Doi. Ceea ce ține de reglementare, și aici vorbim de tehnologii de frontieră. Când vorbești de o tehnologie cum e gazul de șist, de foarte multe ori sunt foarte multe probleme care un reglementator trebuie să le adreseze și un reglementator puternic. Ori ANRM-ul și ANRE-ul, orice ANR din ăsta în România, este în general o instituție slabă, putredă, corporația îi face ciuruită și așa mai departe. A treilea lucru este cu comunitățile locale. Dom'le, oamenii de pe plan local nu vor mai putea fi luați de proști, mai pe românește. Deci să nu mai creadă cineva că românul în 2013 se poate, trata cu el, la fel cum tratez în Burundi sau în Namibia. Da? Pentru că strategiile astea africane de vorbim numai cu șefii de trib, cu șeful de pe plan local, cu primarul, care la noi n-are... Mare și niște mărgele așa frumoase. Da, și după aia nu mai discutăm cu nimeni, nu mai țin. Deci este important să informăm pe oameni. Vă citesc moțiunea de cenzură cu care USL cu Ponta și Antonescu în frunte l-au dat jos pe Mihai Răzvanu Gureanu. Deci atunci când au venit la putere prima oară, stimați colegi, nu, titlul este așa, privatizări din care nu câștigă nici statul, nici economia, doar clientela politică. Asta îi durea pe ei grija, ca să zic așa. În 20 martie, anul curent, guvernul a aprobat 3 hotărâri de guvern prin care se încheiau acorduri petroliere de concesiune către compania americană Chevron pentru explorare, dezvoltare, exploatare a gazelor de șist în Dobrogea. Zice USL-ul. Prima întrebare care se pune este de ce guvernul a aprobat acorduri petroliere cu o singură companie, deși mai existau și alte companii care ar fi dorit să încheie astfel de acorduri petroliere cu autoritățile române. Asta e minciună. A doua întrebare este care e nivelul de secretizare pentru fiecare acord din cele menționate și prin ce act a fost secretizat fiecare acord. Am atras atenția noi USL și societatea civilă asupra faptului că legislația privitoare la protecția informațiilor clasificate se interzice expres de secretizarea în bloc a contractelor sau acordurilor.
Compania americană Chevron a primit dreptul de a explora și a exploata gaze de șist pe 3 perimetre, toate aflându-se în județul Constanța, în suprafață totală de aproximativ 300.000 de hectare. Cele 3 perimetre se află în zonele Vama Veche, Adam Clisi și Costinești. Chevron mai deține licențe de explorare și exploatare și în zona Bârladului. De ce au fost aprobate acordurile ce permit Chevron exploatarea gazelor de șist în condițiile în care nu existau studii și nici cadrul legislativ care să reglementeze condițiile tehnice de explorare, exploatare, care să evite riscurile geologice, de mediu, de poluare a apelor freatice? Da. USL, semnat Ponta și Antonescu. USL, ești aceeași mizerie. Da, deci asta este o suită de minciuni. În primul rând, Chevron a preluat un acord petrolier de la o altă firmă. Deci nu i-a fost acordat, știu eu, separat un acord petrolier. În al doilea rând, există foarte multe firme care au același tip de acord petrolier și iarăși acolo funcționează pe principiul ce resursă găsești, după aceea obținând celelalte avize, ai dreptul să explorezi. Însă sunt două chestiuni pe care cred că ar trebui să le discutăm și de care noi am scris într-un policy brief pe care l-am lansat astăzi la Expert Forum. Primul este legat de faptul că noi acum discutăm despre explorare după gaze de șist. Este foarte posibil să nu găsim. În Polonia, estimările inițiale s-au revizuit la cam a 15-a parte din cât se estimau inițial. Practic, exploatarea gazelor de șist nu se va pune în chestiune în mod serios până în momentul în care se liberalizează piața de gaze și când, într-adevăr, atunci ne vom vedea dacă este economic sau nu. La prețurile pe care le avem acum reglementate pentru producția internă, este absolut evident că nu există niciun interes comercial în exploatarea gazelor de șist. Deci noi avem un răstimp din 2013, când suntem astăzi, până în 2018, ca în măsura în care se descoperă gaze de șist, uitându-ne la ce se întâmplă în Polonia sau în alte țări europene în care urmează să se exploreze și să se exploateze gazele de șist, să vedem dacă tehnologia este suficient de sigură încât să o permitem în continuare sau să introducem abia atunci un moratoriu, plătind după aceea firma pentru exploatările respective. Riscul pe care îl văd eu acum este să nu care cumva dintr-o panică să vină un moratoriu pe gaze de șist pur și simplu că gata să nu speriem poporul. De ce alte țări au dat? De ce Bulgaria a dat moratoriu pe gaze de șist? Da, nu sunt oamenii rușilor? Sunt... Eu aș propune să ne uităm la țări care sunt mai bine guvernate decât noi și decât Bulgaria. Ce? Bun, Franța știm de ce a dat, nu? Că acolo e lobby puternic al companiilor de centrale nucleare. În primul rând, trebuie să ne uităm și la aceste țări europene din perspectiva nevoii pe care o au pentru a găsi o alternativă la gaze. Da? Deci, Polonia este dependentă exclusiv de Gazprom pentru importurile de gaze și 95% din producția de energie electrică se bazează pe centrale pe cărbune, în condițiile în care Uniunea Europeană le impune să își reducă emisiile de dioxid de carbon. Deci acolo există presiuni din ambele părți să rezolve cumva chestiunea monopolului. Cum o rezolva? Păi, ei vor să-și diversifice sursele de gaze. Păi nu, gaze de șist, clar, nu pornesc explorări. Gata, s-au oprit cu gazele de șist. Nu, ei și-au dat această legislație. Într-adevăr, entuziasmul inițial a fost temperat, însă nu cred că se vor opri acum toate explorările și eventualele exploatări în viitor. Însă, într-adevăr, entuziasmul a fost temperat din cauza că estimările inițiale erau mult exagerate. Franța, în același timp, beneficiază de faptul că în vestul Europei nici nu ai dependență de Gazprom, de un singur monopol, și de faptul că din cauza gazelor de șist care au explodat în Statele Unite, o bună parte din cantitățile de gaz natural lichefiat care se duceau anterior în Statele Unite ajung acum în terminalele de gaz lichefiat din vestul Europei. Deci acolo piața a devenit mult mai competitivă și atunci sigur că ți este mult mai simplu în condițiile în care ai o piață foarte lichidă de gaze, să spui, domne, nu mă interesează și resursa asta, aștept să văd câțiva ani ce fac ăștia din Est și dacă nu există un risc la ei. Deci noi avem această fereastră de oportunitate din 2013 până în 2017-2018, când se liberalizează piața, să vedem dacă această tehnologie
energie este funcțională sau nu. Și a doua chestiune pe care aș vrea să o amintesc acum este legată de faptul că toată lumea se plânge că noi nu avem o strategie coerentă. Spuneați mai devreme de acea strategie pe care ar trebui să o avem, să vedem care resurse sunt mai importante, dacă e vorba de apă, dacă e vorba de gaz sau de petrol și așa mai departe. Bun, eu cred că în condițiile în care am avea o strategie coerentă și legi predictibile și reglementări pe care să le știe toată lumea, perspectiva de a negocia șpăci ar fi foarte mică. Și atunci, incertitudinea asta pe care o avem asupra strategiilor, motivul pentru care nu avem strategii coerente, trebuie să fie privit și din perspectiva asta. În condițiile în care ai astăzi moratoriu, mâine stai că nu știm dacă moratoriu, păi mine susținere entuziast, răspoi mine, iarăși ne gândim dacă facem moratoriu, mie lucrul ăsta mi se pare ca o negociere de influență. Eu am votat USL-ul, de exemplu, și i-am crezut. Deci dacă am un guvern astăzi, care acum un an asta de zile... Asta e breaking news, că ați votat USL-ul? Da, eu sunt mai uselist așa și eu am zis, bă, ce băieți buni ăștia. Au făcut broșura aia care, am zis, i-a bătut pe martorii lui Jehova. Deci în broșuri, martorii lui Jehova sunt cei mai buni. Frumos, grafic, foarte mișto arată. Stai puțin, că... Ei au făcut o broșură mai bună și i-am votat. Și ei m-au convins că Chevronul ne otrăvesc apele... că nu câștigă nici statul, nici în economia, doar clientela politică. Și acum tot ei vin, dar să zic, ce încredere poți să ai în ăștia? Ăștia sunt guvernanții noștri. Ce încredere poți să ai în ei? N-am crezut că e Chevron, ci Chevrolet. Da. Asta mi s-a părut desăvârșit. Deci, bun. Păi nu, deci ce vreau să spun este că vreau să spunem românilor de ce, de exemplu, Chevron a fost interzis în 18 state americane alături de alte companii puternice. Deci vreau să știu toate informațiile. Poate că americanii să aflu... Deci asta trebuie să facem noi, să informăm populația, să spunem. Statul Ohio, statul Cutare, nu știu care sunt, bun, au interzis Chevronului să facă explorare și exploatare pentru că nouă nu ni se spune treaba asta, da? Dar repede noi ne deschidem țara către toți ăștia, că repet, Chevronul sunt cea mai serioasă companie de pe lista asta. Da? Da, și care au tehnologia... Care au cea mai performantă ferent, tehnologie, da. Bun. Bun, dar n-ați înțeles totuși, trebuie tradus un pic ce s-a spus mai devreme, că mi s-a părut foarte interesant ce a spus. Nu, am înțeles. Doamna Anuțu, mai pe românește, domnul Moraru, dacă nu avem o strategie predictibilă și facem azi moratoriu și mâine suntem super încântați de gaze, deși sau de orice altă resursă, asta este o sursă de șpagă. Adică faptul că noi nu avem... Faptul că noi nu avem o strategie predictibilă pe 7 ani de aici înainte, pe care să-și o asume măcar guvernul ăsta, sau orice alt guvern care vine în locul lui, acolo este sursa de corupție. Pentru că dacă astăzi te schimbi, mâine spui pe dos, răs pe mine, te răs gândești, aia este sursa de șpagă. Iar ce înseamnă pe MRU? În fine, orice ar aici fi făcut... MRU, aici este căderea lui MRU. Căderea lui MRU, da. Dar i-ar fi spus de ce nu ai bască. Dar eu nu pot să plâng foarte tare nici cu MRU, pentru că purtătorul de cuvânt pe care și l-a luat, să ne amintim, era fostul purtător de la Roșia Montană, Corina Vințan, da? Deci nu pot să plâng în hohote așa aici, după aici, MRU. M-am scuzat. O secundă, nu, eu n-am plâns deloc. Da. Aici e altceva, e ceva mult mai grav decât... aici este vorba, nu e inconsecvență. Aici eu cred că e o sursă de șpagă. Din punctul meu de vedere... Am înțeles perfect ce a spus Otilianuț. Când te opui Chevronului 100% și după aia devii cel mai mare fan al Chevronului... Tot 100%. Tot 100%. Sunt 200% aici, da? Și la un moment dat spui, și faptul că mai sunt și alții, Nu putem să dăm doar la unii. Adică atâția ne caut acum repede. Hai să dăm noi jos pe MRU și după aia să dăm drumul la minunata hartă, da? Bă, băieți, dar ne-ați întrebat și pe noi dacă vrem șantierul ăsta în România? Ia, mai dați harta asta. Bă, băieți, dar ne-ați întrebat și pe noi dacă vrem atâtea găuri? Pentru ce? Adică pentru 6%? Bă, mă mai gândesc. Că la apă e mai simplă, știți cât apă termală avem? Mai bine facem numai turism. Fiind băieții, și azi s-a găsit un izvor senzațional de apă termală. Adică, dom'le, poate deveni și noi mai ecologiști. Că uite, englezii tremură de frig. Îi aducem aici, îi îmbăiem frumos la apă călduță. Deci până eu nu știu despre ce e vorba aici. Din păcate nu aveți și o hartă cu exploatările miniere care sunt astăzi și cu poluarea din exploatările miniere de astăzi. Certejul produce poluare. La Roșia Montană se produce poluare.
la toate minele. Limani, la toate, exact, aproape toate minele, însă cred că ar arăta mai ciuruită harta aceea decât harta asta. Dacă o suprapunem peste asta, emigrăm, deci mâine plecăm acasă. Trebuie să luăm o pauză scurtă, nu? Spuneți colegii. Foarte scurtă, le mulțumesc invitațiilor mei. Trebuie să rămân să fac o dezvăluire despre corporația care face legislația, dar cu probe de data asta, și care face și încalcă legislația și trage după ea o instituție a statului care, e incredibil, da? Bun, dar vă spun după publicitate, ca să nu credeți că e numai o lozincă și să rămânem cu toții, cum a zis Ponta, o să rămânem unii, un grup mic de, n-am mai zis că suntem extremiști, ci că o să rămânem un mic grup de radical. Ponta, și ce ne faci după aia? Deci când o să rămânem un grup mic de radical, ce ne faci? Ne trimiți într-un lagăr? Ne trimiți la muncă forțată? Zine. Deci publicitate, mulțumesc, ne întoarcem cu o dezvăluire, cu proba, cum spune un prieten, irefutabilă, că ușor, ușor o să o luăm razna cu țara asta. Publicitate.